Să știți că la fiecare etapă noi am avut în jur de la 230-250 de copii. Copiii sunt, vin la rugby. Principala problemă a noastră, a cluburilor, de fapt, este transportul. Copiii vin, să știți, copiii vin și joacă din plăcere. Dar școlile, știu că cam toate școlile din mediul rural au transport în comun, acele microbuze. Da, o parte din ele au, dar ca să poți să beneficiezi de acel transport, ai nevoie ca domnul profesor de la școala respectivă să facă rugby la el la școală. Noi ce avem aici, avem CSS-uri și avem și câteva școli. Să știți că este o școală de la Tanacu, Vaslui, care prin bunăvoința doamnei director și a domnului primar au venit aici, da, li s-au dat bani și microbuzul ca să poată să vină la competiție. Desigur, ați făcut studii și știți foarte bine acest fenomen în Moldova. Cum văd copiii rugby? Pentru că vorbeam cu niște antrenori de rugby și le spuneam că dacă între 5 mingi de fotbal pun o minge de rugby, copiii o vor lua pe aia de rugby, pentru că nu știe ce înseamnă. Cred că această noutate îi face să fie curioși. Această noutate de a juca altceva, nu știi niciodată la ce să te aștepți și mai ales ai voie să faci ce vrei. Poți să o joci și cu mâna și cu piciorul, lucru care la fotbal nu se întâmplă. Să știți că copiii sunt doritori și vin la rugby. Noi avem un program rugby școlar care se cheamă Rugby Tag, unde se joacă rugby fără contact. Avem niște centuri, niște eșarfe, trebuie să smulge eșarfa, nu ai voie să plachezi, nu ai voie deci asta e singura atingere, singurul contact pe care l-ai cu adversarul. Atât, purtătorul de balon trebuie să-i smulge acea eșarfă care e prinsă cu scai. Deci tu nu-l iei în brațe, tu nu iei balonul, n-ai treabă cu balonul. Ai treabă doar cu purtătorul de balon. Am văzut, m-au impresionat faptul că regulile, de pildă la grămadă, la 8 ani nu fac grămadă, la puțin mai sus fac din 3 și așa mai departe. Adică se vede practic o eșalonare a instruirii și educației în rugby. Exact, exact. Despre asta este vorba. Începem în școli cu rugby tag. Să nu-i speriem. Da, să-i atragem către acest sport. Apoi venim la categoria under 8, unde trebuie să paseze, nu avem grămadă, totul se joacă la mână, nu facem margine. Urcăm un pic la under 10, facem o grămadă din 3. La under 12 avem și grămadă din 5, aruncăm și în margine și ajungem la under 14, ultima treaptă a mini rugby-ului, treapta spre juniorat, unde deja facem și grămadă și margine și se joacă rugby în 15. Competiția de astăzi are ca finalitate ce? Are ca finalitate sfârșitul campionatului regional de mini rugby. Avem... Și mai departe? Mai departe începe campionatul național, circuitul național de mini rugby. Sunt 4 etape. La... Cine finanțează? Ministerul? Cluburile, da. Transportul, masa și cazarea sunt suportate de către cluburi. Anul trecut am avut un sponsor care le-a plătit o parte din transport. De asta vreau să vă spun că sponsorii sunt puțin la rugby spre despre de fotbal. Toate că am avut performanțe, se pare, mai mare rugby decât în fotbal întotdeauna. Am participat la fiecare cupă mondială și cred că lucrul acesta spune tot. Da, așa este. În schimb, persoanele care dau, sponsorii care vin la rugby, vor să investească în sportul de masă, nu neapărat în performanță. Deci într-un public numeros și nu în sport. În tribună, practic, face investiție și nu în sportul respectiv. Nu, și în sportul respectiv, dar știți ce spun? Prefer să te duci la un turneu cu 30 de copii decât să îi antrenezi doar pe cei 10 și să mergi la nivel de performanță. Noi am avut Dedemanul care a făcut acest lucru și a spus așa, nu ne interesează performanța, știți că ei au un parteneriat cu COSR-ul și acolo probabil e altceva. Și apoi și domnul Petrache pe acolo. Domnul Petrache care a fost și acum este alături de noi, sperăm să atragă cât mai multă lume să investească. Toată lumea spune că dacă n-ai moldoveni în echipă, nu ai echipă sau n-ai grămadă. Adevărul este că până să ajungă la echipa națională trebuie să investim în acești copii minunați, mititei, care vin și joacă rugby. Cum vorbim, spuneți eu? Andrei Varvaroi, antrenor CSS Gura Hmurlei. Să zic așa, celebru antrenor de la Gura Hmurlei care a avut performanțe extraordinare cu jucători. Deocamdată suntem la început, dar anul acesta am ieșit campion la sub 15 ani, rugby în 10. Campion național, adică? Campion național, da, campion național. A o performanță foarte frumoasă, mai ales că la vârstă fragedă, când copiii
alți copii la vârsta aia se apucă de rugby. E ok, avem un proiect frumos pentru următorii 4 ani cu generația 2002-2003, dar și cu copiii de aici. Suntem angrenați la sub 10, la sub 12 și la sub 14 ani. Mai aveți un coleg acolo cu noastră, Florin? Domnul Florin Nistor, da, anul trecut a reușit să ocupe locul 2 la Rubin 7, în 2012-2013 un rezultat foarte bun, locul 1 la sub 19 ani, o performanță. Mare performanță. Da. Mai sus de Focșani n-a urcat rezultatul ăsta niciodată, da, și a reușit la Gura Hmului. Jucători care în mare parte se găsesc la echipa de seniori care astăzi a câștigat cu 19 la 12. Și eu am fost astăzi jucător în teren 20 de minute, ceea ce mă face să mă simt foarte bine pentru chiar dacă vremea de astăzi nu chiar ține cu ăștia mici. Vorbeam cu domnul Viorel Negru și îmi spuneam că mi s-a părut că meciul a fost extrem de tacticizat. Asta înseamnă că avem jucători inteligenți. Da, sunt... Un singur eseu. Da, sunt jucători inteligenți. Au fost două echipe cu două apărări foarte bune. Humorul în ultimele două... îmi cer scuze, Suceava în ultimele 20 de minute a avut un joc foarte bun în apărare. Băieții s-au mișcat foarte bine și am reușit să facem această performanță care... Chiar dacă este divizia a doua, divizia națională senior, e o performanță foarte mare pentru Suceava și sperăm să punem Suceava din nou pe harta echipelor mari de rugby din țară de seniori. Doamna, așa succes și să ne trezim într-un rugby ceva mai bine finanțat, zic eu. Da, la seniori asta este problema, finanțarea e precară, dar vedeți, cu jucători care vin de la muncă direct la antrenament și studenți am reușit această performanță până acum. Sperăm, o să vedem sâmbătă în finală ce o să reușim cu Năvodariu.